fie f definită pe 0 infinit, deschis, da, la 0 cu valoare nr, f de x egală cu ax pătrat minus logaritm natural din x. De asta s-a cerut x pozitiv, ca să aibă să-ți logaritmul cu a parținând lui r star, a diferit de 0. Să se stabilească numărul punctelor de inflexiune ale lui f. Facem derivata, funcția mea este elementară, deci e derivabilă peste tot, da? De oricâte ori vrem noi. Deci f derivat este 2ax minus 1 pe x, face și derivata de 2 ori, care înseamnă 2a plus 1 pe x pătrat, da? Și avem acum, dacă egalăm cu 0, odată facem să facem graficul nou. Îl facem așa, deci obținem f derivat de 2 ori este 2ax pătrat plus 1 pe x pătrat. Într-un punct de inflexiune, derivata, deci pentru x diferit de 0, observați, asta este egalată cu 0, ce îmi dă? Îmi rezultă 2ax pătrat plus 1 egal cu 0, de unde x pătrat este minus 1 pe 2a. Prin urmare, observați că dacă a este mai mare ca 0, strict mai mare ca 0, că a era diferit de 0, x pătrat este mai mic ca 0, deci x aparține mulțimii vii. Dacă a este mai mic ca 0, atunci x pătrat egal cu minus 1 pe 2a, ce rezultă? Că x este plus sau minus radical din minus 1 pe 2a. Prin urmare, dacă îi fac semnul derivatei a doua, observați x pătrat de jos e pozitiv, deci ea va avea semnul lui 2x pătrat plus 1, da? Deci va avea cele două rădăcini acestea, 0, între rădăcini are semn contrar lui a, au fi negativ, deci între rădăcini va fi pozitivă, în afară va fi negativă, da? Scuze, x-ul era pozitiv, deci ăsta nu merge aici, deci noi oricum o luăm de aici, de la 0 încolo, da? Deci aici va fi deci aici va fi pozitiv, aici negativă, deci va fi convexă, după care va fi concavă, da? Imediat, scuze. Așa. Prin urmare, iată, vom avea un singur punct de inflexiune în minus 1 pe radical din minus 1 pe 2. Deci, iată că depinde de valoarea lui a, repet, pentru că dacă AU este pozitiv, nu voi avea puncte de inflexiune. Dacă AU este strict negativ, voi avea un punct de inflexiune. Deci, răspuns corect E.